Salutare tuturor, eu sunt Inspire și bine ați venit la un nou episod. Bineînțeles, alături de mine. Băi, fraților, vreau să vă mulțumesc, mulțumesc. Da, a fost un mulțumesc de asta mai simpaticuți, deoarece am atins suma de 1000 de vizionări la primul videoclip de pe canal. Am avut în număr de 24 de ore. Doar în 24 de ore am avut 600, cred, ceea ce mi se pare enorm, iar până azi, astăzi am împlinit 1000 de vizualizări la videoclipul numărul 20 de pe Sam cu fuziunea, ceea ce mi se pare un lucru, stați că am uitat să spun muzica. Ceea ce mi se pare un lucru extraordinar și vreau să mulțumesc enorm pentru tot sprijinul acordat. O să-mi pun telefonul pe mut imediat. Ok, gata. Am mai fost întrebat când mai filmez, însă momentan chiar nu știu despre ce să zic, despre ce să povestim. O să continui seria. Posibil nu mâine, poi mine să filmez alt episod de pe alt server renumit din România, de LPG, și da, astăzi cred că vom face niște contracte. Ce pot să vă spun despre fuziune este faptul că sunt mulțumit, deoarece Blue Bucket-ul cel puțin o duce superb. Pe timpul giftbox-ului au fost 1000 din 1000 în fiecare zi. După giftbox, chiar surprinzător, după giftbox am rămas la 700, ceea ce mi se pare o stupizenie din partea playerilor care joacă doar pentru doar pentru bonusuri, ceea ce ne arată și faptul că unele servere sunt practic susținute și întreținute doar din bonusuri și da, lucrul ăsta nu mi se pare frumos. Ce puțin Bucket, după părerea mea, este un server pe care te joci nu doar ca să iei bonusuri, ci ca să te distrezi. Sau Pornhub, Frankie Cinabi, Inspire dă cu cod. Mamă, nici prostii soare. Ai pământ. Da, am înțeles. Stai să-i dau, să dau link-ul. www.youtube.com/c/spiritedit. Da, în fine. Pe Bucket există mașini zburătoare. Hai că am înțeles. Succes, colegul. Succes, colegul. Te vezi pe filmare. Și a decolat. Haideți să ne luăm și noi order 1. În primul rând o să dăm turnul off, sigur. Bună, Andreea, ce faci? Hey, PC. Am greșit partea. Trebuia partea asta. Să vezi ce înjurături mi-au de la Andreea. Opa! Opa, fata, ce-ți mai place? Ok. Haide că, dacă știi cum zic, haideți să ne luăm aici un get hit, my contract. Avem contract pe 646. Bă, ar trebui să dăm un heal, dar nu cred că avem nevoie, așa că hai să mergem după el. Am dat undercover, top car, Maverick. Și ne-am dus pe el. Am fost întrebat de Ormița. Bun, Inspirit, cum poți să dai așa cu minzile așa repede? Cum poți să tastezi cu minzile așa repede? Tu sigur ai mod. Eu eram ceva zic.
frate, adică când stau să fac contracte, le fac rapid, adică nu stau să mă chinui, să mă moșcăi la o comandă 5 ore. Bine, uneori mai verific în aer când, dacă am toate comenzile. Și era pe un screenshot undeva la un interval de o secundă, erau comenzile. Și mă întreabă urmița, băi Ronaldo, da, băi Inspire, da, știi că, ea nu știe cum mă cheamă Ronaldo, da, în fine, știi cum zic, da. Și era început, măi urmița, știi că, na, eu pur și simplu le scriu foarte repede, gen poți să-mi faci TV. Na, și nu mi-a zis nimic mai mult, dar era ceva gen, băi, n-ai încredere în mine, adică, pe bunii, mai fac și YouTube, dacă e deja de ceva să mă prind, mă prindeai oricum, adică, nu e ca și când poți să-mi dai TV când vrei tu, pe ce motiv vrei tu, gen, știi? Hai să vedem ce facem. Panorama asta, care nu știu ce facem. Cred că stă, uite că stă. Mai repede că stă pe loc și vreau să-l iau pe fraier. Nu știu dacă pot să dau după gard. Fii atent că nu pot să dau. E manevră. Fii atent manevră. Nu? Nu îmi iese nicio manevră. Nu pot să-i dau după gard. Băi, ce manevră mi-am luat, bă, frate. Mi-am dat manevră singur. Ce omul se duce. S-a omorât, mă, ce-a făcut? La 210 metri, s-a dus, dar s-a dus tare, că nu mai văd. Da, și ce să vă spun, mă, fraților, astăzi o să facem un episod mai plictisitor, așa, dar decât să stăm din, din clickbait în clickbait ca unii, ca alți youtuberi, mi se pare normal să zic ce e frumos și ce să zic, bă, luna asta, băiți, sincer să vă zic, puteam să-mi iau GTX 1050, însă ca prost, adică ca deșteptul, că prost, nu neapărat prost, că mi-a făcut plăcere să fac chestia aia. Am donat doar luna asta 250 de euro youtuberilor sampești. Deci dacă ești, știi că ești youtuber, frate, nu știi? Știi că joci sam. Da, joci sam și te plictisești și ai un calculator bunicel. Bă, și vrei să-l promovezi, să faci YouTube, știi ce zic? Bă, și n-ai ce faci. Faci YouTube, faci un episod, două, trei, faci un live, că, bă, o faci bine, calitate să ai. Bă, și vine fratele Inspire, bă, dacă ai noroc să vină fratele Inspire pe canal. Bă, dacă vine fratele Inspire, bă, te umple de bani, bă. Bă, deci te umplu de bani, dar numai să-mi demonstrezi că ai interes, știi cum zic? Demonstrează-mi că ai interes și că-ți place și faci chestia asta din plăcere. Și fratele Inspire te primează să ții calculator nou. Bă, nu ții calculator nou, dar așa e acolo de o pâinică, știi cum zic? Nu că n-ai avea bani, dar e acolo ca să te susțin, știi? Cum i-am susținut și pe alții, te susțin și pe tine, că de ce nu? Dar să joci pe bag, nu neapărat, dar să joci SAM, să promovezi SAM până 2019. Asta, înspre această direcție. Opa, nu era ăla. Împărnai omul, nu pot să cred. Și am tras ca prost în el, fii atent. Deci am dat cel mai nasol fail posibil. Și am omorât un polițist și ăla de fapt e în jail. Bă, fii atent aici, frate. Da, deci ce să zic? Bă, aia e. Știi cum zic? Bine. Mare fail ce-am dat, aia e, dacă e, nu mai fac, vormița, scuze. Acum așteptăm să vedem cum este asta. Deci cam atât a fost episodul de astăzi, vă mulțumesc mult. Eu am fost Inspired. Bă, ăsta dacă te-am omorât, scuze, n-am vrut. Ciao, les.